Previziunea lui Carmen Hara pentru finalul lui 2023 Ce va urma în țara noastră? Vor fi multe surprize. Carmen Hara face previziune spectaculoase pentru sfârșitul anului 2023. Se anunță multe surprize pentru țara noastră. Sfârșitul anului 2023 vine cu surprize. Celebrul psiholog și terapeut din America, Carmen Hara, are gânduri bune pentru finalul anului 2023. Se pare că apele se vor limpezi pentru România, însă Carmen Hara ne anunță că, din păcate, scumpirile vor mai lua amploare. Într-un interviu oferit pentru Ceau Ro, Carmen Hara a mărturisit că anul 2023 este cel care aduce echilibrul de care avea nevoie România. 2023 este un an inteligent, este un an pe care îl considerăm anul lui Dumnezeu pentru că vine sub incidența cifrei 7 care este numărul lui Dumnezeu. Energetic este o perioadă care calmează lucrurile și aduce echilibru în lume. Este însă o jumătate de an considerat numărul lui Dumnezeu pentru că intrăm în spațiu. Mai mult ca oricând, facem descoperiri epocale, pornim spre o nouă economie spre o nouă monedă unică internațională, ne organizăm într-o altă direcție. Este un an de revelație, este un an în care restructurăm conceptele greșite. Parcă ne iluminăm în această jumătate de an. O să pornim într-o altă direcție, a spus Carmen Hara. Prețurile continuă să crească. Chiar dacă finalul lui 2023 ne aduce liniște și echilibru, din nefericire, ne aduce și stres pentru că scumpirile vor fi în floare și grija zilei de mâine va apăsa din ce în ce mai tare pe umerii românilor. Problemele materiale nu se pot rezolva pe parcursul ultimelor luni din 2023. Vor continua aspectele legate de inflație, vom vedea că prețurile continuă să se scumpească. Și asta nu e ceva care se poate rezolva pe parcursul anului care vine, a adăugat clarvăzătoarea. 2024, anul care aduce schimbarea divină. Când vine vorba de anul ceva să vină, Carmen Hara ne dă o veste șoc. 2024 este anul în care până și Putin, președintele Federației Ruse, se schimbă. Anul care vine are o forță, parcă o forță divină neobișnuită atrăgând atenția asupra unor capete mari ale lumii, cum ar fi Biden, cum ar fi prințul Charles și papa de la Roma. Sunt oameni pe parcursul acestei perioade care vom vedea că vor trece prin transformări uluitoare. Iată că, așa cum am spus, în 2021, 2022 atrage atenția asupra reginei Angliei și asupra lui Putin. 2023 atrage atenția și asupra lui Putin, dar și asupra lui Biden, regele Charles și asupra catolicismului. De aceea, din multe puncte de vedere, este un an de cotitură. Este unul din ultimii 10 ani karmici. Are o semnificație majoră în evoluția noastră, a mărturisit celebrul psiholog și terapeut din America.